Tu ești românul, ești tătar. Eu român, domn senator. Tenare, Petrescu, de câți comuniști ai căratul la viața ta. Lasă, dragă băiat, în pace. Auzi, tu ai pus canistra aia verde de la țuică. I-am dat-o ei. Ai pus-o? Ha? La ce ștab ai fost, bă, nomenclaturistule? Domn senator. Hai mă spune, că tot aflu, întreb și aflu. Câștigam și eu o pâine amărâtă. Amărâtă, ai? Ca asta de-a cât, tenare. Uite la cretinul ăsta, vine unul din față, îl dă cu craci în sus, zice că n-a avut noroc. Ce număr e ăla, că nu văd până acum? Elveția. Toți nebuni în țara asta, nu mai poți să tragi un pârț, pardon. Amărât, ai? Stai acolo, ca boierul. Doriți o țigară? Dacă aveți plăcerea să stați la volan, eu n-am nicio satisfacție. Treaba mea e să conduc. Ce să mai conduci? N-ați condus destul? Gata? Gata, toașu. Mai sunt 2 km. Băi, le-ai spus să roacă șoferul tău, nu? Să iei butelia de la albătrânul, să o dea Petrescu la umplut. Te-au spus la telefon că e încărcată. Atunci o lași încărcată. Poftiți, domn senator. Lasă-vă, conduc eu. Și nu mai lua mere, că putrezesc degeaba acolo în primul. Dore de mamă. Ia și pentru șica. Sor dracului, mamă, să nu văd. Mai tași, mamă, mai tași. Mamă. Ce faci, Fiorel? Ce să fac, mama? Nu l-ai văzut pe ala! Să te-ai dă-o, nu l-am văzut! Mai te-ai cu tu, să-l rog cu bani!
Bă, ia vin un coace. Ce-i cu țiganul ăla? E țigan? Pe mine mă întreb, ce-i cu el? Cu legea funciară. Băi, ce-i cu el? Am înțeles, să trec. Bine ați venit, că l-am luat totul cum trebuie. Auzi, mâncați înainte de a pleca sau mâncați acolo? Nu mâncăm nimic, ne apucă noapte. Băi, bucane, băi, așteaptă, băi, ca doamna să întinde mâna. Ce dracu te înfige așa? Vă rog să mă iertați. Da, bă, dracule. Vă rog să mă iertați. Atât de învățat cum vă niște, ce să facem? Poftiți, doamne. Totul cum trebuie. Ce are mai Petrescu? Nu știu, mă uit acum să văd. Acolo e în regulă tot? Tot. Gata, așteptă-și domn prefect. Vezi că nevastă-mea și fata pleacă două zile la Sofia. Ce oameni de treabă? Am bolnav. Am înțeles. Doamne, doamne Gustav, ceva e păcat. Avem și păstrăv. Mâncă-l singur, domnule. Unde-i toaleta? Poftiți. Aici. Poftiți cu mine. Vezi cum te porți acolo. Fii atentă. Da. Hai, pa. Pa, pa. Și când așteptăm, doamnele? Ala de bărberit într-un sacul ăsta verde. Luni o să vină să mă ia. Tocmai luni și s-a singur două zile. Ce păcat. Doamnă, promit că o să odihnească. Hai să odihnește. Sunteți obosit. M-am văzut și la televizor. Niciodată n-a apucat un senator. De data asta vă odihniți, vă promit eu. Vă promit că sunt doamna administratorii. Bucuros de cunoștință. Numai puțin. Dumneavoastră o să vă ocupați de mine? Eu, domn senator. Păi ce, cine tot bate acolo? Un nebun. Gata, domn senator. Imediat. Festivist comunist. Ei bine, nu o să aveți niciun discurs. Nici comunist, nici neocomunist. Domnule prefect, domnule primar, doamnelor și domnilor, eu sunt mulțumit. Poate că dumneavoastră nu sunteți mulțumiți. Poate că vi se pare puțin ce vedeți. Se poate.
Dacă vom împânzita pe valea asta cu centrale din astea eoliene și când vom începe cu adevărat să producem energie curată, nepoluată, competitivă, atunci vom putea spune că am făcut și noi ceva pentru țara asta, așa cum au făcut și cei dinaintea noastră. De aceea sunt mulțumit, domnule. Apreciez că e un început bun în această tranziție spre economia de piață la care nu-i să mai vedem anul. Dumnezeu ne ajute, el drăguțul, dar trebuie să ne ajutăm și noi. Eu cam atât am avut de spus. Nu dau, domnule, niciun interviu, lăsați-mă în pace. De unde suntem? De la o televiziune, de la ei ăștia doi. Aia e prietena lor. Și dumneata, care? Aia cu Melcu. Și dumneata? Eu-s Ghida. Ghida? Nu dau, domnule. Ăștia manipulează, una spui și alta dau pe post. Ce filmează aici? Ce pășit, aceea? O pășit la Timișoara. Nu dau, domnule. Monsieur Senata! Acum că am intrat în Consiliul Europei, trebuie să încercăm cu toții Conseil de l'Europe, il faut essayer ensemble. Să găsim împreună de trouver ensemble nouvelle énergie, non polluant, competitiv, sauver la planète. Asta este opinia mea. Vous êtes écologiste? Toți suntem ecologiști. Mais alors à quoi bon ce lac et ce barrage? Tout ce qu'on voit, ça ne fonctionne pas? Barajul zice că la ce e bun, nu mai funcționează. Ah, foarte bună întrebare, très bon. Vedeți, dumneavoastră, noi am, am avut o moștenire grea. Nous avons un eritaj. Oui, un eritaj dificil. Nu dificilă, grea. Ceaușescu a construit tot voievu avec militaire, élève, deținu, haida, opa, fuga, rapidement. Uh-huh. Et maintenant, lacul e colmate, apa n-ajunge până la turbine și se duce dreacu, prin ceva crăpături, cum le spune la asta? L'eau disparaît, Ah, la fuite de l'eau. Oui. Exactement, așa e. Și atunci trebuie să facem ceva cu mijloacele care le avem, că nu ne ajută nimeni. Fărște? Cheamă-i să le dăm o țuică. Venez festive. Rumenișen whisky, frica de prune, allez. Merci beaucoup, peut-être la prochaine fois. Maintenant il faut partir dans la forêt, il y a quelqu'un qui se fait faire une arche. Une arche. Une arche, ou quelque chose comme ça. Il faut partir, peut-être il est loin, il fait tard, merci. Normal, ok. Ok. Domn senator, nu ne părăsiți. Stai, domnule, că am de dat un interviu. Merci, la prochaine fois. Au revoir. Domnul senator, da? O să am și o rugăminte? Da. Matea, ești... Sunt învățătoare de aceea din satul, Dorache Cireșica mă cheamă. Mocane! Da, poftiținu? Mă, Șico, du-te, dragă, acasă. Ai făcut contestația, așteaptă acasă. Măi, pot să am și eu un minut. Domnul Vârtosu, eu am făcut contestație de 6 luni, să știți că nouă ne-a dat sub apă. Ce apă? Și lui frate mi-a dat arabil. De ce ați dat lui arabil și mi-a dat sub apă? Că acum nu mai știți nimic, că e tot aluinat afară din casă, uite cum umbluc frate meu după mine și dormi prin școală. De ce dormi la școală? Dorme pe naiba la școală. Dorme cu ăștia la motel. Lasă că am dormit la școală săptămâna trecută, unde am dormit? Am dormit la școală săptămâna trecută, unde am dormit? N-a dat afară din casă, al dracului, el treacă de acolo, al dorm. S-am dat și mie unde a dat și lui, arabil, nimă dat, că nu s-a toată ziua și beau cu ei, cot la cot. A dat acolo, în spatele bisericii, când avea tata pământ acolo, când era satul acolo. Și acum, dacă e lac și apă, ce să iau eu? Lacul să iau apa? Mă, Șico, dacă acolo ai avut, ce să facă și comisia aia? De unde să-ți dea arabil? Băi, fată, unde ai avut înainte de revoluție? Păi acolo, sub lac, sub apă. Și după revoluție, unde ți-a dat? Păi tot acolo, dar nu era lacul, acu' e apă. Da, și ce să fac eu? De ce vin la mine, domnule? Fă o contestație, fă cerere, du-o la domnul Mocanu, să o ia, ăia, discută. Păi, dar n-am spus că am făcut-o de 6 luni contestația. Domnule, sunt mai multe cereri decât pământul ăsta. Vină ea la o țuică. Nu vin, că nu v-am spus că s-au dus să filmeze barca lui Miron. Ce barcă? Un țăgnit. L-a pus în posesie cu pădurea și acum taie copaci și face barcă. Barcă? Barcă, dacă e pădurea lui. Democrație. Dumneata, te duci cu ei? Da. Vezi ce filmează pe acolo, că așa se strică imaginea României. Toată lumea filmează ce vrea aici. Matache de cuțitul, Matache. Nu mai ce ial, mă. Matache, avem, domnul senator, avem protocol zero, Matache, nu mă face de la altul. Matache, gâtul la tot parlamentul, mă. Asta-i pământul meu, mă. De când te vedeam ce aușesc, te-ai făcut acum scrisul, lasă-mă, domnule, în pace. Bă, țigane! Te bă la pușcărie, țigane, să-ți spun pe pământul meu, mă. Să nu spui că l-am spus. Te-ai dat cu ei, mă. La pușcărie, țigane. Bă, te-ai dat cu ei. Așa vorbești cu mine. Cine a scris asta, mă? Cine a scris o, mă? Bă, mă, iau gâtul, mă. Bă, la pușcărie, țigane, să nu spui că l-am spus. Bă, țigane! Bă, te-ai pământul meu, mă. Voyons.
Asta e, ce te-a apucat? Mais non, la nuit, pas bon. Chica, c'est dangereux? C'est pas bon, demain est bon. Ça alors, 20 minutes, allons-y. Écoutez. Ce are, mă, n-ați plecat? Ce are? Nu știu, are două sărători. Ce facem, dragă? I-am desfăcut și jiglerele. Uite de când stăm aici. Cred că e înfundat. Zi-mă că ți-am stricat-o eu. Spune acum că ți-am stricat-o eu. Vezi, mă, ce are? Stirați-a dracu de incapabil. Ti se vrem mai în barcă, la ba? O barcă, da. E în barcă, ui. Nadine! Și face, spun că te dau afară. Ce e? Dori să rămâne singur? M-aș duce și eu pe acasă, dacă permiteți. Dar sau să plece doamna. Sau pleacă mâine. Gata de acum, că nu mai ține lumina. Mâine nu mai bate, că e duminică. Mă, ce aer aveți aici? Aer avem, domn senator. Bani n-avem. Mocanule, tu ai fost vreodată în Elveția? Nu, domn senator. De ce nu construiți, mă, un hotel aici? Cu ce, domn senator? Aici trebuie turism. Dacă acum nu facem ceva pentru țara asta, când? Gata, mai Petrescule! Imediat, domn senator! N-avem posibilități, domn Vârtosu. Pe plan local n-avem nimic. Păi, băi, să am eu viroaga asta de aici până la șosea. Aș trânti o chestie să nebunească lumea. Ce primar ești tu, mă? Tu-ți dai seama ce e aici, măi? Vin țiganii și-l fac praf. Ei, vezi de treabă. Domn senator, pe crucea mea vă fură clanțele, vă fură parchetul, cimentul. Nu se poate construi, am vrea, dar nu se poate. Dar voi, cum fure, mă? Voi ce păziți aici? Păi ce să păzești? Totuși, se înțelege să nu fure prea mult. Dumneavoastră știți ce am eu cu legea funciară aici? Bagă cuțitul. Bagă cuțitul și nu sare nimeni. Ce vorbe? Vă rog să mă credeți. Sunt probleme cu minoritățile. Mari probleme. Care, vă rog să mă credeți. Ia de la poartă, fugi de aici. Domn senator, era să fiu tăiat de două ori. Uitați-vă la mine, sunt primar. Am în subordine poliția, tot ce trebuie. De două ori era să mă taie. Tu vorbești serios? Uitați, de exemplu, cu pământul. Cine a fost de aici dânsat, român, ungur, ce-o fi, are dreptul. Pentru că a avut părinți, bunici, tot ce trebuie. Țiganii ăștia au venit de câțiva ani. Au cumpărat case pe aici. Dacă a venit legea cu împărțeala, trebuie să le dai și lor? Le dai și nu-l cultivă. Fură, fură, domnule, și vând. Dacă le zici ceva, dă cu cuțitul. Trebuie să le dai la toți, nu? Vă rog să mă credeți, sunt probleme, domn senator. Te implici? Mă implică, sigur, n-am 10 mâini. Nu te ajută nimeni. Te implici, mă? Am înțeles. Ce doriți să serviți mâine la masă? Avem o ciorbiță de pui, o sărmăluță, un păstrăvior, cremviști. Mocanule, aici trebuie să construim, mă. Lasă creanga! Haide! Nu pune mâna la ochi, ești murdar! Hai, lasă-o jos pe asta! Nu mai plânge și taci! Allez, viens. Moi ou la valise? Stai pe loc. Non, 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 non
Ce s-a întâmplat? O să te gare! O vai să ia nuvo demain! Ce zice? N-a rătăcit, n-a prins noaptea! Cum, domnule, n-ați fost? Las că mergem mâine! Morgan! Morgan, auto! Ce-i cu puștul? E fratele meu! A, cum îl cheamă? Cum te cheamă? Anton! Anton îl cheamă! Ulcinător! Ulcinător! Gata, s-a făcut! Qu'est-ce que c'est? Să intrăm. Je vous en prie. Entrez. Poate găsim ceva de băut. Mocane. Am înțeles. Monsieur? Unde l-ai murdărit, mama, așa? A fost Viorel pe aceea? A fost mai devreme. I-am dat ceva pentru tine și n-a vrut. De ce vine? Noi și-am vorbit. Taci, mama, mai taci. Ia asta. Sta dracule acolo unde zice că lui. Ce mai dai? Ce tot vrea? Taci, mama. Natan, intri. L-ați cunoscut? Ai mama. Auzi, dar de când traduci la francezește? Da, eu sunt Ghida. Ah, Ghida. Lăsa, doamne, se poate. Vreau am niște cola. Nici o problemă, practiți cu mine. Nu să aduci niște cartofi. De la mama? Să caute niște pungi, adu un sac. Je vous prie, mademoiselle, asseyez-vous. Ici, monsieur. Fumez? Oui, merci. Vino mai aproape de mine. Mademoiselle? Nu. Nu? Ça va. Dommage qu'on s'est perdu. Mais on y va demain. Pune, domnule, ceva pe masă. Ce ai? Spune-le că sunt foarte mulțumit de vizită. Très content. Avem peisajii. O să aibă ce să filmeze. Il est très content de la vizită. Ah, très gentil. Pot să fac ceva pentru dumneavoastră? Qu'est-ce qu'il préfère pour vous? Maria. C'est très bien. Asandrie, s'il vous plaît. Zice că să-i dați o scrumieră. Ah, si. Băi, o scrumieră. Pune mâna, doamne. Si? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour Chica? Merci. À propos de son domaine? Pardon? Ce zice? Zice că dacă puteți să faceți ceva pentru mine cu pământul ăla. Dom'le, facem ce putem. Dacă legea spune că putem, facem tot ce putem. L-a luat, se l-a luat. De unde e vinul ăsta? Hai noroc! Noroc! Il y a vraiment une église au fond de l'eau? Ce mai vrea? Că dacă a rămas biserica pe fundul lacului. Ah, asta ea știe. E posibil. Veniți să vă arăt casa. Qu'il montre la maison. Ah, oui, prânele, să ia parli. Prânele vert. Da, je vous prie. À l'étage, spune-mi. À l'étage. Ce te-ai apucat să vorbești cu chestii de asta? Ce chestii? Că pământ, că... să vă arăt casa. Monsieur, montez. De unde-i mă, vinul ăsta? Mă adă două lăzi. Am înțeles. Arrive! Gata, dragă, ajungi! Lăsați, doamnă, că asta nu se găsește. Așa, nu, și ce-a să fie tine? Ce-a trebuit? Da, da, da. Și astea? Asta e o bani făcută cu bani. Feta avec l'argent. Oui. Ça va combien ça? Plus coasă. Ah, la prețurile astea, mult. Dar văd că le rup bine pe franțuzești. Păi am de facultate. Zău? Domnule, casa asta a fost a lui Ceaușescu. Aici aș făcea el de cap cu fiul său. La maison de... Chambre? Adevăratul proprietar a murit la închisoare, la comuniști. Le ver proprietar... Encore un chambre? Aici, în pat ăsta, a dormit de gol. De gol a dormit ici. Ici? Ah, nu, 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 nu. Stai așa, nu. Pas bun. Pas bun, pas bun. Iese telefon jos, în sufragerie, la ba. Da? Mă scuzați, domnișoară, așteaptă-mă puțin afară. Mă scuzați, un moment. Ai grijă, Petrescule. Nici o problemă, domnule. Drum bun.
Nu mâncăm ceva? De mangeaison? Ah, merci bien, mais on doit partir quand même. Il est déjà 9h. Ça va combien la baraque là? Ce zice? Cât costă? Vila? Drum bun! Vila cu parcul tot? Greu de spus. Îl interesează? Are bani? Nu, că au fost și anul trecut pe aceea, că le place zona. Vous avez d'argent? L'argent se vague. Mangeau? Mâine, ceva? Nu, je sais pas, les filles. Je sais pas. Spuneți. Domnule, știi ce aș mânca eu? Niște melci. Melci? Melci. Lor o să le placă că ei mănâncă porcării din astea. Că? Les... Cum le zice, domnule? Uite că nu umblă prin gură. Șevă! Da, sunt melci pe vremea asta, domn senator. Am înțeles. Alu? Cristina? Am ajuns bine. La ce ore e luând ședință la senat? Sunt bolnav. Am o... Auzi? Ți-a trecut aia? Bun. Ne vedem luni. Hai, pa! Seara, aș dori puțină gheață, da? Dacă se poate să vie doamna administrator. Mulțumesc. Am cerut să vină aia. A plecat acasă. Gură, măci de cotoroantă. 45 de ani a servit gospodăria de partid. Acum ați trecut în opoziție. Să vină aia. Să vină aia cu părul. Bine, a trecut în opoziție. Bine, a trecut, bă. Ternă. Vrei să nu fotografiezi? Vrei scandal? Domnul senator. Vreți să mă dizolați? Domnul senator. Hai, mă. Domnul secretar, dar noi astea gravide ce facem? Hai. Mă, balonete, care abuză. Nasa Martelli, tenem Morotlen. Câți mergi trebuie să strângem, domnul secretar? Haide, haide. Să uită copiii. Și ca mamă, vină și ea, că nu mai pot. Ai găsit ceva? Viorele, vină și tu, mamă, aici.
Vinova. Auzi tu? Iată-ți. Ține poartele din casă și pleci. Cu tine vorbesc. Înțeleg că dacă nu le găsești în drum. Lucrurile mele? Cum le găsești? Mă, sunteți frași, ce dracu v-a apucat. Că mă reclam tu pe mine, nu? Ție ți-am dat sub apă? Adun și o mână de fân pentru o vacă și pe la mi-l furați. Cine mai, eu ți-l fur? Țiganii tăi. Țiganii mei? Nu, că doar noștri ai mei. Altă dracului de cap, nu s-ar mai ajunge și nu te-aș mai vedea noi. Ia atentă tu. Bă, vă dau pământul meu tot, îl dau. Dacă mi-l dă, îl dau. Uitați-vă, bă, unde călcați. Animal. Serviți acolo? Poftă bună. Hai, bă, hai. Strângeți ceva. Hai, stai jos, că murim. Bine. Cauzi, bă, aici. Aici eu cu leg mergi. Ai auzit de Menix? Vezi că te caută, Menix. Hai, dracu. Ah, mi-a luat soarele. Hai tu, Chica, că vreau să spun ceva. Chica. Încalță-te, mă, că te-nțapă ceva, te-ați la un loc. Tu și tu. Hai, ce vreau să zici eu? Chica, vreau cealam. Ce vrei? Cealam. Putem să-ți dau ție acum cealam. Tu și tu. Stai tu că vreau să zici eu. Chica, n-au? Lasă-mă-mi, ia mâna. Chica. Ia mâna. Lasă-mă-mi pace. Chica. Chica. Ce unde e Anton? Lasă-mă pace. N-am niciun cuțit. Opriți-o, viziata, poate și uite-ți eu cum. Cine era? Să nu fugi! Te dai, te drog! Nu te-n spumă! Stai, mă-n pins, da, mătii, că mă zgâri! Uite-te-vă și eu spart pulsa! Curam, mătii, că-ți cam borit!
Interesant. Da? Băi, dar ăsta cum taie pădurea? E nebun? Păi ia lui bucata asta. E în posesie. On s'est trompé hier soir. On a pris un autre chemin. Non, non. Restez le chemin. Par ici. De où t'es venu? C'est trop long, la focale. Non, c'est bon. On s'est égaré là-bas. Je t'avais dit. Restez le drumul. Nu v-a spus ea. Ori nici ea nu știa. Ăsta-i drumul, domnule. Ziua bună! Bună ziua! Cine e ăsta? Ăsta-i ăla. Miroane! Tu ești Miron, mă? E duminică, hai, te hodinești. Nu e ăsta Miron, domn sănător. Ce faci, mă, aici? Mă odihnesc, domnul, dar mai mult păzesc. Ce păzești, mă? Hă? On peut prendre photo? Photo? Vreau să te ia în poză, hai. Ieși de acolo, vină încoace. Unde e Miron? La biserică. La biserică? A cam ciocănit ieri, n-am putut să dorm. Trebuie să termine treaba. E scurt timp. Dar ce, vine potopul? Nu. Întâi vine focul. Așa vine. Focul? Și ce faci cu barcazul ăsta la foc? Dai pădurile la toți nebunii. Ia lui domnul tot. Taci, bă, că ești împit. Ce face? Îi dă foc? O construiește și îi dă foc orice? Cum să-i dea foc? Domnul senator? Ce-i, mă? Trebuie să vă raportez ceva. Ce? Yeah. Ah, non, non. Ici, viens, regardez-moi. Oui, je lui sais tout. Quand il termine, il duce la barrage, la cabane. Après, le lac, le barrage. Nagez, nagez, très bon. Bonjour. Là, il duce direct la cabane, intelles. Nous la question est à combien de temps? Nous pouvons toujours en faire. Tu veux que tu filmes à Zepaïch en rapportez. On va, le lac, nagez, nagez, le lac, très bon. Bonjour. Cum să vă spun, domn senator, e bine că treaba asta s-a întâmplat tocmai acum când culegeau Melcia pentru dumneavoastră. Pentru mine? Ba, nu, nu, sigur că nu, da. Sunt străinii acolo, filmează. Știți cum e, lumea e rea. Tu e curpe, mă, ăsta. Dar voi ce păziți, mă? Cum violează ea de față cu voi? Face ce vrea, domn senator. Sunt stăpâni aici așa. Uitați-vă casele în ce hal. Uitați pământul. Urlă după pământ, îl ia de la român și îl lasă pârloagă. Zici ceva, scoate cuțitul. Scoate pe măsa. N-aveți poliție? Dacă scoate cuțitul, avem poliție, dar avem și noi copii. Suntem amărâți, domn Vârtos. Sunteți niște căcăcioși. Suntem, domn senator, ce să facem? Asta e mama lui Tudor Achicire și ca învățătoare, s-a intervenit. Aia, cu fratisul la mic. Lăsați că și cu fratisul... Să te aici, domn senator. Poftiți. Cum să mobilizez, mă, tot satul? Te-ai țignit? Încă sezon de mers, domn senator. Ce să fac? Dă-ți-ai dreacului cu sezonul vostru. Nu asta, unde se ia? Adu-o pe aia. Da. Ce-ați făcut, mă, din norociților? Vino aici. Împăcați-vă. Nu. Nu? Nu mă împac. Măi, fată, împăcați-vă și terminați-o, că dai de dracu. De ce nu vrei? Când au intrat țiganii în casă la Arvinte cu toporul, tot aia a făcut poliția. Ce a făcut? Că e consens, că nu știu ce. Nu vreau doar niciun consens, am făcut reclamație. Sunt străine aici cu filmatul, asta îți lipsește? Și ce? Vrei bani? Nu vreau bani. Vrei să te judeci? Păi ia 2000 de lei și îl trimite acasă, asta vrei? Da. Vreau să mă judec. Măi, fată, te rog eu frumos, rupe reclamația asta. Uitați, domn senator, asta... N-o rup! Cereți-vă iertare de la domnișoara Borfașilor. Cereți-vă iertare că vă calc în picioare. Stai că-s minorități, domne. Lasă-mă în pace! Lasă, domne, că-i minorități, domne. Nu băiat de la Strasburg, îi taie, pe noi ne taie. Măi, băieți, eu n-am nevoie de chestii din astea, sunt clar? Sunt clar? Am înțeles.
Nu eu am mobilizat lumea acolo. Nu eu sunt organ de ordine. Eu am venit două zile pentru că căreasa aia de morișcă. Ce vreți de la mine? Băi, fată, tu înțelegi că ce vreau eu e mai bine pentru toată lumea, ori nu înțelegi? N-a sărit nimeni dor, senator. Dacă nu era fratele meu, s-a întâmplat nenorocirea. Care, ăla micu? Nu, fratele meu, mare Viorel. Era cu copiii și aduna medicii. De ce mi-a făcut aici? Ce aici? Iute! Să vede și spatele cum e! Ați văzut, mă, ce ați făcut? Ați văzut? Da, dole, ce ai? Ce face acolo? Menic de omor! Cu voi nu se poate trăi! Hai, dole, nebunie! Nu se poate trăi! Lasă-mă, copilul! Lasă-mă! Ce faci, domn? Lasă-mă! Ce faci, domn? Dacă scapă pe noi, ne taie, domn! Ne bate aici în poliție! Hai până la baraj să vedem ce e cu pământul ăla. Acum cât mai am chef să mă ocup de chestia asta. Rupe râteac, se împacă. Hai, 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 hai. Auzi, elvețenea, știu de chestia cu Melcii. Dar ce-i treaba mea? Nu mi-ar plăcea să afle. Cum doriți. Mergem la baraj și vedem la fața locului. Dar trebuie să trec acasă să mă schimb, n-acă, îți murdară. Băi, fată, te duce și te aduce mașina, hai. Ei, nebune, bază aici, în poliție! Du-te, dracului! Ce-i cu alea? V-ați exprimat că v-a plăcut vina la domn senator. Bine, lasă-le acolo. Du-o acasă. Mama, vreau și ala! Viorele, lasă-mă! 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 Mama, nu, lasă-mă! Grapul de copil, că mi-ai mâncat sănătatea! Potolește-te, mama! Viorele, mă, terminați-l cu prostii, măi! Băi! Viorele, mama, o strânge de ce lumea, mă! De cât o strânge, mama? Trebuie să-mi secretă! Lasă-mă, mama! Viorele! Mama, lasă-mă! Creau grapul de copil! Gata, da drumul. Te bucur, Moior. Mă bucur, Melix. Dacă te bucur, de ce nu faci cinste? Aia neagră. Pune, bre, ceva și te încurci cu noi numai cu oțel, că-ți cumpăr tot barul. Punem cât vrei. Punem totul. Vreau Marlboro. A făcut și săracul Ceaușescu câte ceva. I-a bătut la poliție! Unde? La română, i-au plut! Cui e română? La Menix! Hai-și dracu din gură, mă, că-ți lupt botul ăla de cioară! Da! Română aia care a băgat între picioare lui doamna învățătoare! Cu zgura, mă, ți-l-au dat drumul, bă, sunt Crăciun, mă! Cine i-au părât, mă? Ce i-au părât, mă? Cu zgura, mă, adică ți-au beregat, mă! Unde fugi, bă, criminalule? Ce, mă? A lăsat-o burtoasa, mă? Tu mă pune în acolo! Hai să-i pute! Hai să-i pute! Hai să-i pute! Băi, pune vinul la rece ca să-l avem la îndemână. Acum. Pentru copilul ăsta, ai ceva dulce? Este, este, domn senator. Aveți frigiderul plin, sufrageria, tacâmuri, e și o bucătărie asta dacă doriți ceva cald, tacâmuri, tot ce vă trebuie. Salut! Toată lumea la gărbă, mâncăm după aia. Băi, mi-ai adus aparatul de ras? Anton! Vezi că dorm aici. Am uitat, dar vă vine mâine șoferul împreună cu doamna și spun să vi-l aduc. Din a ta pleci sau mai rămâi? Am să vă rog să-mi permite să plec, domn senator. Bine, unde ți ai? Nu uitați-mi! E tot ce trebuie! Unde fugi?
Cum e? Ah, avem și oglindă. Sunt ceva turiști pe aici? Se poate, domn senator. Noi când facem o treabă... Pleacă de acolo. Dar tu ce a avut, mă, cu el? Ce ți-a făcut băiatul? Păi, soră mea, mă, baragladina, dracule. Nu-ți învață pura de icarte. Femeie, mă, femeie, învăț eu. Da-i ții găinile în casă și dai foc la dușumele. Ai fost la mine în casă, mă, criminalule. Ai șurător la poliție. Iată că tot faia. Fii atent. Mă, tu dă mâna mea, mă, auzi, mă! Păi fii atent că ai un dosar întreg la poliție acolo. I-ați cumpărat și presa, țai dracului să fiți. Nu te mă, mă, tampon! Hai cuțit, ia vină în poliția, mă! Cine te mă, la poliția, mă! Ai bătut tu! Bă, mi se rupe în 14 de poliția ta, o, bă! Stai, dracul, ce-ai spus! Mama, te-ai adus aici să vă carmezi și le-ai al dracul cu mergi și stai cu tot! Copii mei, ce mănâncă, mă, mergi, bă! Chica, allez, viens. Il est bon, Vic. Très beau. Stai acolo, fii cu minte. Domn senator, v-am adus câțiva mergi. Am auzit că vă plac. Cine e ăsta? Mergi, mergi. This is Calgo! Ah, asta era. Păi, tu, scuzi? Lasă-i acolo, lângă geanta aia roșie, sub umbrelă. Cine te-a trimis? A fost inițiativa mea. Bine, lasă-i acolo. Cât datorez? Se poate, domn senator. Am o rugăminte. Dacă vreți să o citiți. Lasă-o și aia acolo, sub prosoape. Aici? Are și adresa dacă... Da. Să trăiți, să-i mâncați sănătos. Dar cine ești dumneata? Te măta în cur, cum mergi și tăi cu Nadine, qui se fait avec ça? Je peux donner à Chica? Je vais lui donner quand même. Chica, voilà ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que t'en penses, hein? Că ești tare la necaz. Mișto costumă. Ce faci? Faci cruci? Te închin ori ce faci? Da. Sub apă? Da, îmi place sub apă. Da? De ce simți biserica de subt? Îmi place să mă rog sub apă, ce? Și la mare mă rog. Și în Ocean Atlantic, de ce nu te rogi? Mă rog și în ocean. Da? Da. Și poți în nebuneala asta? Pot, dacă nu mă ține nimeni de vorbă. Da. Tristă, tristă, dar ai dat fuguța până acasă să iei toaleta. Dar ce era, să vin așa? Păi la cât te durea inima, credeam că vin negru. De
ce nu vezi dumneata de vapoarele alea care le mătrășiți pe acolo? Unde, ce? Pe acolo, pe la voi, prin Parlament. Ce vapor am mătrășit eu? S-a dat la televizor. Eu? Las că am văzut eu. Păi dacă te uiți, nu știi ce vezi. Doamne, maică, prieții stă că... On fait quelque chose pour Chica? Comme? Avec son terrain submergé. Ei, dau. Ei, dau, ei, dau. La toți vă dau, că și mie îmi dă. J'ai vu l'église. Là-bas. Ai văzut pe măta. Auzi? Copilul ăla nu se uita când a vrut să te violeze. Nu, de ce? Păi cred că te-ai zbătut. N-a văzut? Ai dracu, e înrociți cu copiii de față. Nu erau ai lor, țiganii nu prea-și dau copiii la școală. Dar au mare bucurie la cules de meci, așa la câte o ocazie. De-aia fură și de-aia violează, nu-i aduci la școală, nu-i încadrezi social. Bine, vă promit că așa o să facem. Totuși, omnătate, trebuie ținut cont, nu? Auzi, crezi că e o biserică aici de stup? Dar nu vreau să stăm de vorbă despre treaba aia, ca să nu uităm de ce am venit. Ce se vorbe? Cum ce să vorbim? De ce m-ați adus la cine? Păi n-a vorbit? Tu o cerere, explică situația. Păi am cererea. Bă, du-te la mașină? Păi de unde să iau eu o mașină acum? O bază mașină și mi-o trimiți, cum ai stat până acum, mai stai 2-3 zile. Este nouă, magnifică, a? Elveția, domnule. Vreau să-și fac o vila aceea. A ochit locul anul trecut. A zis el asta? Senator, Monsieur Bertossou. Ce? Actuale. Il faut le brancher quelque part. Le absolument. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Un instant, plus tard, plus tard, s'il te plaît. En conformitate, in seoformitate, cu legea fondului funciar, Vous êtes bon. Très, très bon aussi. Ia vezi ce-i cu râmele alea. Imediat, nu înseamnă. Trebuie o priză. Poți să mergi sus? Vă duc eu. O să fie bătută la mașină. Bine. Vine apă? Nu. Nu-ți mai place în apă. Sunt bune, domnule senator. Bune, mă. Pune-le tu în cârlică. Mie mi-e scârbă de ele. Ce-ai făcut pe tine? Uite ce-ai făcut. Se ocupă cineva de vinul ăla? Tot eu. Cine vine în apă? Între? O prefer de schi la bon hiver. Schi? Dacă aș avea o bucată aia de pădure, madame, doamnă, milioner, dar trebuie bani mulți, dolari. Și aerul e serios aici, domnule, am dormit ca un bolovan. Cum se zice? În patul lui de gol, cred și eu. Fiecare în patul cui poate, dragă.
Nu se pare că ești puțin obraznică? Cine, eu? Nu-mi place uneori cum vorbești. Ne tragem noi de șireturi că suntem democrați, dar băgagico. Atunci ce ți-am spus eu? Ce faci? Dar de frate tu îmi place. Eu, senator, ce-i mai? Ce s-a întâmplat? Nu știu ce are. S-o pișa țigane în stiche. Ia vezi-o toate. Ce? Ce schimbi ea? Pa, bun, șmuții. Țiganii? Nu. Hai, mi-a spus, hai. Ia. Hoba! Lăsați-l, lăsați-l, că nu-i nevoie în apa asta. Lăsați-l în pace. Gata, eu am intrat. E caldă, doamne. Păi mai cald decât afară. Michel ăla vorbește și altă limbă decât franțuzește. Nu știu, dar de ce? Întrebam ceva așa. Auzi? Dacă tot te mănâncă chestia cu patul de ogol, să-ți povestesc eu cum trecea trenul pe sub geamul lui Ceaușescu dimineața, la porțile de fier, ca să nu-l trezească. Uite așa. Puș, puș, puș. Băieți serioși, domnule. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Va pipi. Nu veniți? Uite, se încălzește apa. Aoleu! Se încălzește! Fierbe! Frige! Tu ai uitat robinul deschis de la apa caldă. Văd apă. Apă și foc. Avea dreptate. Ăla cu vaporul din pădure. Foc mult. Fierbe apa. Fierbe apa. Văd sânge. Sânge și smoală. Și o ploaie mare care acoperă tot. Bă, degeaba fugiți, că n-aveți scăpare. Da. Uite și anticristul. Are o figură cunoscută, frașa al naibii. Luați-vă, copiii, și animalele, și tot ce aveți pe lângă casă. Vine aici, Anton, ești de acolo. Și fiecare câte o pereche și urcați-o pe submarin, să crapă pământul, să deschid ce râne, începe judecata și vin țiganii. Doamne, ai milă de noi. Mă duc să pun o lumânare la biserică. Dacă nu vin până luni, spuneți-i nevestinii că marți sunt la parlament. Acolo! Ce faci, Sa? Sa va? Je ne peux pas accepter ça. Il fait ça devant moi. Mais je ne peux pas. Mai băieți, voi doi! Ia vin să-i faci. Hai, pasă-i răgător. Ia, adă tu o să stai. Trimite-o o femeie acolo să adune sticle de pe alee. Plin de sticle acolo, tot m-am făcut sânge la picioare. Și sus puneți o umbreluță, niște crengi, ceva care să fie acolo să mai umbrească. Și nu-s bunerâne, nici nu intre pe cârlic. V-am spus să adunați și viermișori, adunați posa și adunați viermișori, că de-aia vă plătim. Trigă, trigă. Doamne, cum e că n-am voi măjuri pe ce-am mai spus? Cum că-ți spune din capul ăsta? Ce-ai făcut? 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 Ce-
De ce nu mă apel? Poliție sau ce ești, mă? Gura! Mă, băiete, dă pistolul, mă, băiete! Mă, de ce lasă de acolo? Vă omor pe toți! Dă pistolul, mă, băiete! Ce aveți, mă, cu noi? Ce aveți, mă, cu noi, mă? Ce aveți, mă, cu noi, mă? Ce aveți, mă, cu noi, mă? Dă pistolul, mă, băiete! La o parte! La o parte! Vin cu minte, mă, dă pistolul, mă! Întreabă cum se poate. Sichiria, proprietăria. Zice că cine? Ce e? Hai, domnule, păcați-vă, ce Dumnezeu. Cine e proprietăra aceea? Statul. Auzi, ăștia sunt ziariști sau au venit să cumpere ceva pe aici? Să la proprietă de leta. Da, în general, acum... Femei, democrații, înțelegi? La democrații. Nu pozon dans la possession. Trebuie să-i dăm fiecare echitabil, să reune și statului ceva, nu? Nu? Da. Sunt care au proprietăți în zonă, cum e ăla din pădure cu barcazul. Poate să fie proprietar și pe aici, nu știu exact. Îi năse pe exact în mod, pe Petru un proprietar. Petru un proprietar, lui? Anton, pune mâna! Poate să discute cu el? Domnule, în principiu se poate orice. Asta e toată tuturor posibilităților. Sunt posibilități. Iliase, sunt de posibilități. Nu, stai să nu creadă că cu pământul e mai greu de cumpărat. Statul, dacă vrea să investească un hotel, o chestie, îi găsim un asociat bun, pot să mă ocup personal. Are bani, capital. Vous avez capital? Voyons, este capital. Are un căcat. Toți vin aici noi la pomană. Dar tu unde ai învățat brațul de știi? Că îți aduci destul de bine. Păi am de ani de biologie. Ah, anatomie. Anatomie franceză. Și? S-a închis? Au intrat peste noi minerii, 91.
Minerii, nasol. Și ți-a trecut cheful. Am fost bajocorită într-o dubă spre Jilava. Ce vorbești? Păi minierul... Polițiștii m-au bajocorit. Că-s chiar acont? Asta-i soarta ta. Poate că asta e viața ta, sexuală. Poate. Anton! Eu nu știu cum e, că n-am violat niciodată, n-am avut ocazia. Hai că am glumit. Ce-i, Mantoane? Nu zavăm de posibilite. Un senator, ce facem cu hârtia asta? O iau la mine. Și dacă se pierde pe acolo, că nu e registrată, nu-i nimica? Păi atunci înregistrează. Bine, am crezut că scris ceva pe așa, dați primarului. Ce să scriu? Domn senator, eu pentru dumneata am vreo reclamația aia, să știți. Că eu nu vreau să mă împac, n-am nevoie să mă împac cu ei. Eu v-am crezut așa, pe cuvânt. Bine, dragul, să scriu. Aici să-i o dați, că la București am la cine să mă duc. La cine? La finanțe. La finanțe? Da. Mă, te mă ameninți? Nu vă ameninți. Nu mă ameninți. Dacă ai pe unul mare la finanțe, cum te violează poliția? Nu știu. Eu v-am crezut așa, pe cuvânt. Stai să mâncăm întâi. Pe cine e la finanțe? Unul mare. Cât de mare? Mare. În orice caz, nu-i face nimeni în sticle. Baghei, dar nu toate. 6 erau bune. Și nici nu-și bagi joc de melci. Își bate joc de urcă și de alu, nu? Bocu de investițiuni. Bocu! Cine l-a dus? Cine l-a dus? Cine a murit? Nadine, voyons, Nadine, non. Tu n'auras jamais cet argent, Nadine. Oh, Nadine. J'en ai assez. Non, non, c'est pas vrai. Allez, viens. Vous n'aurez pas cet argent. Viens. Fais-je les murs! Nadine, dérange! Non, non! Nadine, voyons! Elle est folle! Comment? Non, non, arrête! Zbura mătii trebuie cine mă e. Qu'est-ce que c'est les cigarettes? Qu'est-ce que c'est les cigarettes?
Nu mă băga, nu mă. Tot, lasă-mă. Eu trebuie să rezolv lucrurile. Fratele lui fata asta care traduce la elvețieni. Șica? Șica, da. Și de ce nu i-a spus? Cum să-i spui, domn senator? Eu am încercat să-i spun, dar n-am putut. Trebuie să-i spuneți, domnule. Ajung ea la mergi. Unde? La mergi. Care mergi? După mine de ce ați venit? Să luăm o hotărâre, nu știm ce să facem. Și eu ce să fac? Câți morți ai? 3 până acum. De ce până acum? Au dat foc la toate casele, să-i scoată afară pe țigani. De ce îi lăsați? Cum să ții, domn senator? Nu trebuie putere la așa ceva, nu se poate. Nu știu, domnule, nu e treaba mea. Sunteți autoritate, voi sunteți, nu eu. Cât ți-a arestat până acum? Ce să este, domn senator? Ne biruie, ne temne pe tot, nu se poate. Trebuie, mă, să fie unul care a dat primul. Cine a dat foc? Cine a fost primul? Cine sunt liderii? Virag Tamaș a dat foc. Ungur? Da. Ne trezim cu Consiliul Europei mâine aici. Dacă ungurii au instigat, trebuie să știe clar. Ai înțeles? Am înțeles. Mă, boierule, tu nu ești ungur cumva? Eu nu sunt, domnul. Da. Și ce să fac eu acum? Eu sunt aici pentru inaugurare. Am venit pentru Morișcaia nenorocită. Mâine plec. Rezolvați situația și raportați. Vă rog să priviți, domn senator. Stai, mă, oprește mașina. Rezolvați situația. Sunteți numiți pe funcții, rezolvați urgent situația. Și ce facem? Anunțăm prefectura? Nu știu, anunțați prefectura, anunțați pompierii. Pompierii am anunțat. Nu știu, domnule, anunțați jandarmeria, anunțați armata, anunțați ce vreți. Să se împace. Aveți o oră ca să puneți lucrurile la punct. Să se împace, ai înțeles? Am înțeles. Bă, tu știi cine conduce în România? Domn președinte. Nu. Poporul. Noi, mă, noi. Tu n-ai niciun fel de responsabilitate. Niciun fel de responsabilitate. Duceți-mă de aici. Să nu afle elvețienii că o încurci. Am înțeles. Nu veniți? Nu. Sunteți organe, avem încredere. Vreau consens. Întoarce mașina. Stabiliți ordinea și raportați. Am înțeles. Să se facă. Qu'est-ce que c'est? Avez-vous pas mal? Il paraît que le village est en flammes. Quel village? Tu es sérieux? C'est pour les dragues, que nous n'y mica. Vous avez mangé? Allez manger. Ça manque un peu. Qu'est-ce qui m'a estat bon? Il faut y aller quand même. Plus tard, mais très vite. Allez manger. Où est fugue? À la maison, ce qu'il y a foc. Foc, pe dracu. Să vedem cum vă prezentați. Evo! Evo! Frumos! Servici! Escargot! Asta, escargot! Pardon? No, merci! Merci! Oui! Pune acolo! Voilà! Anton! De ce nu vrei? Mai adă vin. Da, calea? Înțeles. Avem păstrăvări, avem mucărică de căprioară, puișori, picăței, dacă dorește, domnii, avem grătar, dacă doriți. E bun! Oui. Mai zici, și avem cu tot. Îi fă avea în pensă.
Zice că trebuie dacă nu speciale. Da, domnule, n-avem scule, nu-i putem mânca așa. Quel sort de pain? Un pain, quand les escargots sont chauds, pour le pain avec la pain. Enfin, si tu manges comme ça, tu vas passer. Michel, raconte-nous la blague de l'escargot. Ah non, non. J'ai mangé ça à Lausanne chez un chinois. Persil, ail et citron. Jair. Non, sénateur. Dada, t'as vu rien à droite? Rien. C'est passé, non? Rien, mais bon. On achète un thème. Oui, c'est vraiment super. Très bon. Ouais. Prends le temps de voir. Ça vaut combien l'acre de terrain ici? Que coste un acre de terrain ici? Je suis un sénateur de terrain. Ça vous semblait ou non? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Pardon? Un dollar? Disons en franc français. Un franc français, non, je dis. Non, merci. T'en fais pas pour mon argent, mon petit. Je n'achète rien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Nadine, ça va? Mais j'ai rien fait cette fois-ci. Donc, ça vaut combien? Un franc français. Qu'est-ce qui se passe? Arde à casse. Au village, je sais pas exactement, mais allez, aussi. Viens, on va filmer au village. Quand on va? Viens, allez-toi. Si, unde? Luați peștișor, luați șampignon, luați puișor, luați ce vreți. Ați încercat vidul? Domn senator, semnați hârtia asta sau nu? Semnez, dragă, dar să nu plece. Unde se duc? Dar ce vă trebuie? Vreți să construiți ceva? Vă vole construiri quelque chose? Pas grand chose, un petit cabane. Cu o căbănuță nu ne procopsim. Aici trebuie investiție serioasă, bă, băie, e nasol. Un investissement, c'est difficile. Veniți noi la pomană. Ne credeți tâmpiți. On va parler de ça plus tard. On va partir, on est vraiment pressé, s'il vous plaît. Stai, domnule, jos. Chica, servește vin. Ospitalité rumain. Oui, merci, mais on est pressé, il faut partir. Stai, domnule, jos. Nici n-au gustat din ciuperci. Stai, domnule, plus tard, plus tard. Stai, jos, ciuperci, champignon. Champignon. Il faut non, champignon. Non, on est pressé. Stai, domnule, jos, discutăm despre teren. Vrea să cumpere, ce vrea? Domn senator, după ce semnați, eu dați dumneavoastră că s-a vrea ștantile, nu știu ce, cunosc eu. Cine? Mucanu, primarul. Mai fată, nu înțelegi, nu pot intra acolo, că e înconjurat de armată. N-au cum intra. Sato? Păi de ce? Să-l arme la ba. E interzis? Interdicțion. Arme. Stați jos aici. Comment faire? Ce zice? Zice că ce să facă. Nu știu ce să facă. Mâncați. Mânjei. Ce s-a stat? Macaroane cu melci. Mănâncă astea porcările astea. Serviți! Champignon! Vian de... Hirș. Nu știu nemțește. Cerbă de aur. Mais vous êtes sénateur, vous pouvez intervenir, n'est-ce pas? Senatorul Vrătosul la telefon. Băi, ce e acolo? Vezi că sunt aici cu un grup de străini, ziariști. Vor să... Cum? Ce vorbești? Să întrebați ce e acolo. Nu-i nimica, dragă, i-am speriat eu. Ce vorbești? La baraj? Când ori să vină cineva? Atunci te aștept aici? Bine, să le spun. Chistoria?
Îl fotografia pe aici, la baraj, Stradu? O napli de foto, o baraj? Uite, e coa. Nu e bine. Nu e bine. E punct strategic. I-au fotografiat alții. O învoa fotografie. Chi se chinuza fotografie? Nu știu. Cine ia? Trebuie să vină să vadă casetele. Trebuie să vadă casetele. Chi vă vă le caset? Zice că cine să vină să vadă casetele? Marian Fevoion. E un tordi. Foto, la baraj. Jeanne le casete. Il y a pas d'interdiction là-bas. Quoi? Vous croyez? Écoutez, je ne vais attendre personne. Je m'en vais quand je veux. Attends, stai jos, dragă. Stai și tu. Stai jos. Asta mică e ziaristă și ea. Nu, e prietena lor. A cui? A lor. Salut. Locule mare, dragule tare, cu noi să vii. În pământ mă băgați! Ieșiți afară! Ieșiți afară! Mais merci! Quelqu'un est journaliste, on a le droit de filmer! Oui! Et ça alors? S'il vous plaît? Oui! Monsieur sénateur, ça n'a pas de sens! Oui! Oui! Dei salam! Dei salam! Anton! Voilà les cassettes! J'attends personne! Et je m'en fous de vos services de sécurité! Mon ami, voi e moi, suntem francofoni de te, dracu. Hai să trăiești. Nu vrei să bei cu mine? Nu, le presă, îi fă parte. Nu boi avec moi? Nu. Mă, ai auzit că e ieftin. Vrei vilă, nu? Pe doi bani. Și mă cumperi pe mine pe un pachet de țigări ca pe aia. Și cumpăr un pa. Cumpăr un pa, firea al dracu de golan. Nu era untul destul de galben aici că te-ai cărat. Și acum vii la pomană cu $2 în buzunar, domnul dezident. Pardon? Pardon, domn dezident, hai să găsești destui care pupă în fund pe tot ce vine de afară. Ia-le banii! Auzi, măi, domn șef, mai știu câțiva și pe aici care au mâncat galben. Cum? Un, bineînțeles. Ce ai zis, mă? Simt-i maintenant, voilà. Qu'est-ce que c'est? Je ne reste pas ici une minute de plus. Bah, on arrange. Mais je l'arrange. Si l'interview est bon, non? On arrange, on arrange. Bien, bon. Oh, bien sûr. Hospitalité romaine. Je m'en fous de ça. Te-am mătare, Golan. Attends, pacifique. Domnilor și domnilor, îmi pare sincer rău. Beaucoup pardon. Parce que le sénateur malade. Merci beaucoup. Haide să-ți semnesc chestia aia. Stai jos. Au plecat ea. Să vezi ce imaginea României o să trântească ăștia. O să trimită doctorul. Aiurea. Ăsta nu doarme. Și acum ce fac?
Pe cum, n-are nicio valoare? Poate că are. Are, dă-i masa, cum să n-aibă. Nu doarme. Hai, culcă-te. Culcă-te. Mai, Anton. Anton, ia. Șalam. Hei, Anton, șalam. Ia culcă-te aici, hai. Culcă-te acolo. Ia șalamul și nu mănânc. Ce e acolo în sat? Ce să fie? Vreau să dăm un telefon. Dă un telefon. Râzăvă. Culcă-te. De ce nu merge? Ce e în sat? Ce să fie? Păi cum ați vorbit acolo dacă nu merge asta? Cum am vorbit? Ce e acolo? Ce e acolo? Pune acolo și dispare. Mai mănânci? Nu. Stai așa. Strânge. Băi, cine-i boul care a făcut mergi? Să se arate mâine dimineață la mine. Strângi tot și arunci. Nu duceți acasă cum vi obiceiul, că vă știu, vă cunosc. Strângi și arunci. Controlez. Fac o comisie. Executarea. Înțeles. Ce s-a întâmplat? Ce? Sau încă era cu țiganii. Cine? Românii și ungurii. Au tăiat pe cineva, l-au tăiat pe Menix. Nu, no, Menix al tău e în locul cel mai sigur. La Mititica. Păi de ce n-au retras plângerea? Aoleu, cred că i-au dat drumul. Mă crezi stâmpit? Eu? Mi-au spus la poliție. Ce v-au spus? Auzi, copilul ăsta doarme, n-aș vrea să audă. Nu e cam brunet? Hai? Chico, rămâne între noi, ăsta nu-i frate tu. Ți l-a făcut Menix. Gata. Pe mine mă doare în cot. Dar nu suport să faci pe nebuna. Te-a violat? Și ce? Te-a violat? Da. Și pe urmă te-a mai violat de 20-30 de ori. Păi dacă asta e soarta ta să fie violată, ce minți cu minierii, mă meniți cu unchiul de la finanță de bar, de parola. Întorci lumea cu fundul în sus și te coții prin cotloane. Eu? Dar cine, eu? Ce? Nu-i adevărat, nu te închestuia ăla acolo. Dar ce mi-ai văzut dumneata? Gata, las-o baltă. Mi-e rău. Ți-aș spun eu ceva, dar poți să pleci. Nu mai pot eu. Nu mai poți, pe el de ți-a făcut copilul la cus de viol. Nu-i adevărat. Și peste o oră te îmbraci cu costumul nou de ți-l-a dat aia. Costumul de baie și te coței prin cotloane. De ce? Fran Franste? N-am înțeles. Ce-i treaba dumitare de senator? Treaba dumitare să spun minciunile alea pe acolo, pe la București, pe la televizor. Tu fii atentă ce vor... Că faceți ca nu știu ce. Că prioară poți răvla cu noi acum, acum ai melci. Alții se bucură la o felie de salam. Unde-s vapoarele? Unde-i flota? Unde-i? Că mă grădesc toți Ceaușescu, fata lăi. Că nu vă arătați, că nu mă băgați, că las că merge. Până n-a venit la toți nebunia la cap, doamne ferește, că toți se sara și nu știe nimeni ce să facă. Ce faceți, vă pliziți? Nu mă lizesc. Mi-e rău. Mi-e rău. Ți-am spus că nu-mi place cum vorbești. Ai grijă. Nu pot vom. Nu ies. Ce dracu m-a pus să mănânc mercea. Mi-am tors mațele. Că ați hulit. De-aia vi-e rău. Ați hulit în apă acolo, ați hulit. Ce-am hulit? Unde am hulit? N-am hulit. Ați hulit, ați hulit. Ce credeți că asta merge așa? Măi, fată, dacă tu ți-ai scris ție să fii violată, ia culcă-ți copilul ăla pe undeva și așteaptă-mă în dormitor. M-ai vomit de două, trei ori și vin să te găsesc în pat. Eu? Vrei franc français? Îți dau. Doamne ferește, cred că e nebunit. Mă duc în șosea să o ocazie ceva, e nebun la cap. Ascultă! Băi, te dau afară! Nu de la melci, Vero, de la ciuperci. Că dacă s-a nimerit una o trăviță, e de ajuns. Să nu se întâmple o nenorocire, domn senator. Sunteți nimic și nemernic. Spuneți-i că sunteți nimic și nemernic. Rugați-vă, domn senator. Rugați-vă. Mă amenici cu el, nemernicu.
mă ameninți cu el. N-ai voie. N-ai voie să mă ameninți cu el. N-ai voie. Mi-e rău. Ăla nu o să mai vină niciodată. Cine? Ăla de te-a violat. Nu o să mai vină cu niciun doctor. Cine m-a violat? Ăla de te-a violat. Ăla Michel. Ăla m-a otrăvit. Nu m-a violat nimeni, ești beat. Du-te, dracului, de aici. Uli, roagă-te. Cum te rogi, tatăl nostru care ești în cerul, spune-te no. Pe mine. Nu, nu, nu. Te-a bat jocăriții ăsta. L-am văzut și frate tu, acolo. Nu m-a bat jocăriții nimeni. Îl iubesc. Îl iubești. Te-a bat jocorit, Vacu. Nici n-ai băgat de seamă că te-a bat jocorit. O să-i faci ăstea un plot internațional. De aia și venit. Să cumpere pe doi bani, să ne fute pe toți. Nemernico. Dar de frat, tu trebuie să știi. Stai! Nu mă lăsa! Încearcă să dai afară, să fac un ceai. Mi-e frică. Nu pot să vărs. Nu te rușine, ai păcat mare. De ce te rușinezi? Doamne Dumnezeu, iartă. Iartă-mă și mă miluiește. Ești bun, Doamne. Ești mare și bun. Uite la mine. Uite la păcatele mele. Nu lua viața, Doamne. Ești mare și bun. Eu sunt ticălos și nemernic. Ticălos și mincinos nemernic. Doamne, am hulit și am luat numele Tău în deșert. Nu lua viața mea, Doamne. Am copil. Ești mare și iertător. Doamne, ești mare și iertător. Iartă-mă. Am să fiu bun. Ești mare și iertător, Doamne, fă-o minune cu mine. Doamne, dacă îmi lași viața, n-am să mai mint. N-am să mai sunt ticălos. Sănător, poate să vină cineva acolo și vă vede așa. Că sunt ticălos, Doamne, și cu ticălosie mă hrănesc. Și cu minciună ce-am făcut rău, Doamne. Doamne, Doamne, nu mă lăsa. Apără-mă și miluiește-mă. Nu lua viața mea, Doamne! Doamne, o să fiu bun! Apoi vreau să mă rog! 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 Vreau să mă spovedesc! Vreau să mă spovedesc! Vreau să spun toate! Despre revoluție! Între stat!
045 recepție. O să se vaite la Consiliul Europei. De ce se vaite? Pentru că sunt persecutați. Cum persecutați? Cine a scos cuțitul? Domnul Măcanu. Îi au filmat ceva acolo. Cine? Ăia franceze. Care francezi? Boule, te dau afară. Iertați-mă, sunt nedormit. Am înțeles. Dar și prățelor la harță, dă-i măsa, bați-i gamba, ungul. Acum puneți pe acasă la loc, o să fie liniște. Domnule, ce s-a întâmplat e secret de stat. Ne-am înțeles? Să nu se afle la Parlament că ați rupt-o. Să se împace. Am înțeles. Dar ars tot satul. Cum să ții secret, domn senator? Atunci îi vreau pe lider. Îi știi? Numele lor. Asta nu e întâmplător. Ăsta e conflict etnic. Și aia sunt cu ochii pe noi. Domn senator, dacă îmi permiteți. Eu cred că nu e bine să punem problema cu conflictul etnic. Eu cred că a fost doar o mână de extremiști, nu? De dreapta. Din fericire, nu prea mulți, care au vrut doar să compromită imaginea României acum, în momentul când vrem să intrăm în organismele astea internaționale, nu? Și? Sunt minoritari. Au drepturi garantate de Constituție. Aplicăm Constituția și gata. Tragem la răspundere câțiva români, dar ce să facem? Dar de ce români? Păi suntem majoritari și nu se supără nimeni. O să respectăm Constituția, nu o să murim. Domn senator! Nu știu, domnule. De asta sunteți pe funcții. De asta primiți lefuri. Înțelegeți-vă, gândiți-vă și raportați. Nu vreau tâmbălă. Să se împace. Ați venit bine? Bine. Te-a trimis mama niște cași. N-am timp, dragă. M-au chemat la Parlament. Ei, 5 minute, dragă. Da. Să trăiți, domnul senator. Îmi iau haina și cobor. Bine, așteptați-mă în mașină. Luăm ceva? Nu luăm nimic. Așa. Thank you.
Ce poartă? Lasă-o încet. Thank you.